Bine v-am regăsit la Super Pariuri de aici din Superbet Premium Store. Am avut câteva zile libere și sper că ne-am odihnit, ne-am relaxat și avem inspirație cu toții să o luăm de la capăt, pentru că ne așteaptă o perioadă încărcată cu meciuri ale echipelor naționale. Iar astăzi, pentru că așa se întâmplă, pentru că așa este normal, încercăm să mergem pe ai noștri. Să vedem ce putem găsi din această partidă România-Islanda, meci decisiv pentru noi, meci decisiv pentru încercarea noastră de a prinde barajele, pentru că, sigur știți, vor fi două baraje, asta în cazul în care reușim să ajungem acolo, va trebui să trecem de două baraje ca să ajungem la campionatul mondial din Qatar. Până acolo mai e, să vedem cine aduce această confruntare dintre România și Islanda. Noi am mai fost cu ei într-un meci decisiv, a trecut ceva vreme. De atunci nu ne-a mers prea bine, dar în fine, lucrurile au evoluat destul de rău pentru ei, în jos pentru ei, cumva în sus, hai să zicem așa și să ne menținem optimismul, cumva în sus pentru noi. Știm datele probleme, acestea sunt cotele și se vede foarte bine și pe aceste cote. România e considerată favorită. Dacă vă aduceți aminte, noi ne-am mirat aici la meciul nostru din Germania, când aveam o cotă foarte, foarte mare, când Germania, de fapt, avea o cotă foarte, foarte mică și ne gândeam noi atunci când oare a mai avut un adversar al României o cotă atât de mică. Ei bine, acum iată că se întâmplă cumva invers. România e mare favorită în fața Islandei. Nu mai mi-aduc aminte foarte bine cum erau cotele la meciul de baraj de care vorbesc, meciul ăla decisiv, dar niciun caz nu cred că arătau așa. Iar cotele vorbesc de la sine despre situația Islandei, în primul rând. Hai să vedem și până una alta, să vedem și clasamentul. Știm cum e treaba cu Germania. Germania e calificată. Noi suntem pe locul 2. Ceea ce înseamnă că trebuie să, în principiu, să câștigăm meciurile. În principiu trebuie să câștigăm meciul ăsta, pentru că finalul îl avem în Liechtenstein și acolo, în principiu, n-ar trebui să ne punem probleme, n-ar trebui să ne facem probleme. Se joacă în această etapă Armenia-Macedonia. De aici putem să ne jucăm și să facem calcule, că noi la calcule ne pricepem. În principiu, nici egalul nu ne este foarte rău, un rezultat foarte rău. Însă depinde foarte mult de ce se întâmplă între Armenia și Macedonia, pe care le vedeți la egalitate de puncte. Ideea e că trebuie să câștigăm și dacă noi câștigăm meciul ăsta, totul e bine acum, la etapa în care ne aflăm. Se joacă fără public, din păcate. Asta este situația, ar fi fost importantă prezența publicului. Dar hai să vedem ce putem extrage din această partidă. Am găsit, ca de obicei, trei idei. Avem trei idei aici pe care să vi le oferim și tot o idee de super pariu. Evident că sunt variante foarte, foarte multe. Dacă vă convin ideile noastre, dacă vi se par inspirate, puteți merge pe ele. Dacă nu, puteți pleca de acolo și să variați foarte mult. Bun, spuneam așadar, primul pariu pe care noi vi-l propunem, spuneam că avem nevoie de victorie. Am uitat să menționez că Islanda are șansele ei pur teoretice. Trebuie să se întâmple niște minuni, niște cataclisme ca Islanda să prindă un locul de baraj, ceea ce e aproape imposibil. Ceea ce vedem aici pe ecran sunt rezultatele Islandei, de care am vorbit după barajul cu noi pentru campionatul european de anul trecut. Și vedeți, observăm așa, victorii, egaluri și toată partea aceea de înfrângeri. S-a văzut de atunci că Islanda e pe topogan. Din păcate, noi i-am prins în partea de sus a topoganului. Era bine să-i prindem cum sunt acum. Da, e bine că i-am prins și acum în momentul ăsta. E schimbarea de generații. Prea multe probleme nu ne facem noi despre viitorul lor, că nu ne prea interesează. Pe noi ne interesează viitorul nostru. Așa că, luându-ne după statistica asta, după tabelul pe care, după graficul pe care l-ați văzut, luându-ne după forma Islandei în aceste preliminarii, luându-ne și după forma noastră, poate și pe dorința jucătorilor, știu și eu, de a-l convinge pe Rădoi să rămână mai departe și așa, și să continue aventura asta. Mergem la prima idee și cu sentiment patriotic. Hai băieți,
pe acest 1-63 pe victorie România. Rămânem în zona noastră, atunci când ne ducem spre al doilea pariu, spre a doua idee de pariu, rămânem în zona golurilor. În principiu, cam toate sunt spre noi, toate ideile pe care le-am avut acum sunt spre noi. Mergem în zona golurilor, în zona golurilor pe care o să le dăm noi. Și sper să dăm goluri și să nu primim goluri. O să vedem imediat deplasările pe care le-a avut Islanda. Din nou ne legăm de Islanda, pentru că e important. Noi suntem cum suntem, dar e important și cum e adversarul. Vedem aici meciurile jucate de Islanda după reluarea fotbalului, după pandemie. Și am inclus și un meci amical jucat cu Mexic în deplasare în Statele Unite, dar n-a fost acasă. Tot deplasare. Sunt toate meciurile jucate de Islanda în deplasare, așadar, în deplasare, e important amănuntul, după reluarea fotbalului de după pandemie. Așadar, în 10 meciuri pe care le vedem aici, vedem că doar de două ori aici cu Feroe și aici cu Liechtenstein, doar în aceste două partide au primit mai puțin de două goluri. Ceea ce nouă ni s-a părut un element cumva important și dincolo de asta să nu uităm faptul că Liechtenstein a dat gol cu Islanda, ceea ce iarăși e un element important. Nu mai e acea Islanda organizată pe care o lăudam cu toții de prin 2014 încoace, 2014, 2016, 2018, wow, ce echipă organizată, ce disciplină și așa mai departe. Nu mai e acea echipă a Islandei, se vede schimbul ăsta, se vede și în organizarea asta lor de joc. Așa că îndrăznim să pariem pe faptul că noi vom da mai mult de două goluri. Spun îndrăznim, fiindcă am așa o strângere de inimă, am așa o teamă ca nu cumva noi în stilul nostru să considerăm 1-0 un rezultat bun. Cred însă că vom încerca și ne vom lovi și de fragilitatea asta a defensivei islandeze, vom încerca să-l dăm și pe al doilea. Cotă pe, ne-am uitat pe cotă pentru 0-3 goluri, dar este foarte mică. Dacă vreți o cotă de siguranță, o încercați pe asta fără probleme. Noi am mers însă pe G2+, poate chiar riscând puțin, pentru cota asta de 1.85. Iar a treia idee pe care vrem să vă propunem, a treia idee de pariu simplu, până să ajungem la super pariuri, e în zona combo. O găsiți în zona combo și se leagă tot de victorie a României. Observați că suntem plini de optimiști, de optimism. Așa am venit și după zilele astea libere și ne-am încărcat puțin cu o stare de spirit bună, pe care sperăm să o aibă și jucătorii. Ne uităm ceea ce vedem aici. Pe ecran sunt meciurile directe între cele două echipe. Sunt unele mai vechi, pe vremea când, dacă vă uitați, nu prea stăteam la discuții cu ei. 97-96 sunt pentru turneele finale de atunci. Lucrurile s-au mai schimbat aici, dar apoi parcă începem așa să o luăm pe traseul nostru sinusoidal și să urcăm. Și ne luăm și noi după acest 0-2 de aici și ne ducem adunând tot ceea ce am spus mai devreme, ne ducem la victorie sigură. Asta înseamnă că victorie sigură înseamnă că batem fără să primim gol. Ceea ce până la urmă ne dorim și ceea ce are și o cotă foarte bună, chiar mai bună decât unele dintre ideile pe care le-am avut mai devreme, dar de aceea l-am și păstrat pentru final acest pariu. Așadar, victorie sigură gazdele, victorie sigură România, fără să primească gol, asta înseamnă, pe cotă de 2.40. Și hai să vedem și super pariul pe care l-am găsit. Ca de obicei găsiți aici 10 de variante. Nouă ne-a sărit un ochi. Unul nu neapărat, încercăm să oferim și alte opțiuni, nu neapărat. Câteodată ne legăm de ceea ce am spus, câteodată nu.
dar sunt unele care ne sar în ochi și care devin apetisante și prin prisma cotei. Deci, sub 2,5 goluri în meci, am zis mai devreme că o să dăm 2 goluri, dar mă gândesc că poate rămânem la 2. Sub 2,5 goluri în meci, sub 10,5 cornere în meci și sub 4,5 cartonașe în meci, fiind fără public. Asta e un element ajutător aici, în zona asta. Cota e foarte bună, 4,75, pe acest super pariu pe care noi vi-l propunem. Ideea e să fie bine, să fie bine ca să nu fie rău și să avem o zi bună din toate punctele de vedere pe această partidă a României și mâine dimineață să ne vedem aici ceva mai vesel, ceva mai optimist pe un meci iarăși foarte, foarte important. Mâine vorbim despre Italia-Elveția. Toate cele bune!